Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Social Media. Sunt Maria Laniță și astăzi am alături de mine pe reprezentanții sindicaliștilor din Vrancea, mai exact pe reprezentantul polițiștilor. Este vorba de domnul Ciprian Grosu, vicepreședinte al SNPPC Vrancea. Bună ziua, domnul Grosu, mulțumesc că sunteți alături de noi. Și pe domnul Emil Răvoiu, președinte Cartel Alfa, sindicalistul nostru din Vrancea, să vedem ce ne așteaptă în următoarea perioadă, în cel mai scurt timp, pentru că deja polițiștii se gândesc la declanșarea unor proteste de la 1 martie 2013, pentru că se pare promisiunile pe care le făceau guvernanții și șefii acestora cu ceva timp în urmă, cu câteva luni în urmă, înaintea alegerilor, se pare că s-au cam dus pe apa sâmbetei. Se pare că au rămas la stadiul de promisiuni, nimic mai mult. Polițiștii se întreabă unde sunt banii pe haine, polițiștii se întreabă unde sunt banii pentru combustibil, pentru desfășurarea activității într-o instituție a statului. Polițiștii se întreabă cum ar trebui să ne protejeze pe noi cetățenii acestei țărișoare, pentru că foarte multe lucruri le lipsesc. Însă, cum întâlnim peste tot, pădure fără uscăciuni nu există, mai avem și polițiști certați cu legea, mai avem și cazuri de mită, mai avem polițiști corupți, mai avem cazul polițistului de la Domnești, merită amintit acest caz al domnului nostru polițist care amendează bicicliștii prin localitate, însă până ajunge acolo vreau să discut despre revendicările și solicitările celor de la inspectoratele de poliție din întreaga țară, așa că aș vrea să încep cu Ciprian Grosu de la poliție. Ciprian, noi ne-am întâlnit prin noiembrie. Atunci erai la fel de nemulțumit și la fel de îngrijorat de faptul că se apropiau alegerile, aveați promisiuni că vi se vor da acei 50%, că veți primi bani pe chirie, că veți cei încadrați în muncă la posturile de poliție o vor duce mult mai bine, însă au trecut câteva luni, ne întâlnim tot aici, tot la Vrancea Media, cu aceleași probleme, însă cu promisiuni, pentru că, domnul Răvoiu, au primit promisiuni domnii noștri polițiști, chiar de la ministrul lor, că își vor primi toți acești bani, toate aceste sume. Ciprian, toată lumea a primit. Hai să încep cu Ciprian, pentru că aici sunt cele mai multe nemulțumiri. Păi, noi am avut recent o videoconferință la care au participat șefii tuturor filialelor din țară, unde am discutat cu domnul Chestor Tobă Petre, șeful Poliției Române, care, la care noi ne-am plâns, ne-am spus problemele, ce probleme au oamenii din teritoriu și dânsul a notat și sperăm noi că o să rezolve cel puțin o parte. Așa a promis că o să încerce. Păi și ceilalți au notat, Ciprian, și n-ați primit nimic. V-a dat de înțeles. Bine, promisiunea era că în cursul, cel puțin ultima promisiune, că în cursul lunii martie o să se achite toate restanțele. Se referă la banii pe care trebuia să-i primească polițiștii. Restul cu chiria, naveta, uneori se dau, uneori nu se dau. E mai complicat aici. Păi bun, de ce uneori se dau, uneori nu se dau? Pentru că acei oameni de la posturi deja se plâng de faptul că nu au cu ce să se deplaseze prin localitate. De cele mai multe ori combustibilul și-l procură din proprii bani sau eu știu ce combinații mai au cu unul, cu altul, cunoscuți. Bun, eu mai știu că la serviciile rutiere din întreaga țară, polițiștii au voie în cele 8 ore de serviciu, în cele 8 ore de lucru, să parcurgă doar 10 km. Și eu mai știu că aveți și o normă pe care trebuie să o faceți voi cei de la rutier. Ia spune-mi tu mie, cum iei tu Focșaniu ăsta, zona Vrancei, acolo unde îți desfășoară activitatea într-o zi normală de lucru, pentru că tu ai voie doar 10 km să parcurgi în ziua respectivă, ai și acea normă,
Și stau și mă întreb, ei, da, la pas, ce faceți? Biciclete, știu că era vorba să vă achiziționeze. Se poate spune normal, dar cu kilometri, da, e o problemă, pentru că trebuie să supraveghezi circulația, că n-ai ce face dacă n-ai cu ce să te deplasezi. Și să sper că nu o să facă nimeni o prostie să trebuiască să fugi cu mașina după el. Păi și dacă face vreunul vreo prostie și ai rămas fără benzină, ce face ei la fugă? Când ai parcurs să-i 10 km, stai acolo. Liniștit! Păi asta ziceam și eu. Nu părăsești locul respectiv. Benzină pentru situații excepționale este. Adică benzină avem. Problema că e limitat consumul și contează mult și patrularea asta. Oamenii trebuie să te vadă aici, trebuie să te vadă dincolo. Dacă te văd numai într-un loc, se obișnuiesc și... A, păi înseamnă că voi o să faceți în următorul fel. Și că locul ajunge mai benzina, mergeți cu mașina, după care o luați la patrulat. Tot s-au cerut polițiștii în stradă, nu? Domnule, o să mergem pe jos. Ca... Polițiștii spun că doresc acele promisiuni să se întâmple, adică vor banii restanți de la echipamente și cer modificarea legii privind statutul polițistului, adică polițiștii vor să nu mai fie sancționați pentru faptele săvârșite în timpul liber, vor acordarea compensației de chirie în mod egal, pentru că unii agenți de poliție primesc undeva la 450 de lei pe lună, dacă îi primesc și pe aia, iar superiorii dumnealor primesc undeva la peste, la peste 2000 de lei, pentru că sunt ofițeri, pentru că, bun, eu stau și mă întreb acum, de ce pentru unii mumă, pentru unii ciumă? De ce altul cu funcție ofițer sau, mă rog, alt grad, mult mai înalt decât al agentului de poliție, primește 2000 de lei lunar și cu siguranță îi primește, iar amărâții ăștia care stau la sate, la posturile de poliție, nu îi primesc nici pe cei 450 de lei. Ce trebuie făcut aici? Pentru că dușă promitea, veți avea, vi se vor da banii, toate revendicările se vor întâmpla. Bun, a venit actuala guvernare, ați primit din nou promisiuni. Domnul Răvoiu, la ce întâlnire ați mai participat? Că aud doar de acest dialog al surzilor în ultima perioadă. E complicat și nu e singura discriminare. Mai e problema cu salariile de excelență, salariile de merit care se dau de 3 ani la aceleași persoane. De când s-a modificat legislația, aceeași persoană ia salariul de excelență. Salariul de excelență reprezintă 50% din salariu. Și de obicei iau, bănuiesc că cei de la vârful, nici măcar din inspectorat, iau din minister. N-au vrut să, sau n-au putut, nu cred, nu vine să cred că n-au putut, n-au, efectiv nu s-au vrut să se modifice aspectul ăsta, e o situație discriminatorie, o persoană se ia 3 ani la rând un stimul pentru ce? Ce face persoana, aceeași persoană 3 ani la rând? La noi la inspectorat se mai dau acele salarii de merit? Cine e acele? Deci, vorbim despre aceste salarii de merit sau alea de Nu e același lucru. Păi asta e. Salarii de merit, salarii de... E mai mic salariul de excelență, e 50% de salariu. Bun, și salariile, bun, alea de excelență spui că se dau anumitor persoane de 3 ani de zile. Astea de merit se dau la fel? Aceeași persoane le au de 3 ani de zile. Când nu s-au mai acordat sporurile, au rămas incluse în salariu, s-au inclus în salariu și sporurile astea, la persoanele care le aveau. Și aceeași persoană continuă să ia de la modificarea legii de atunci un spor. Și nu e corect față de ceilalți, pentru că, vedeți... Poate sunt și alții mai buni, nu? Nu neapărat, dar n-au bani să dea restanțe la polițiști. Să termine cu sporurile astea de excelență și să plătească salariile la polițiști din banii ăștia. Dar nu sunt criterii de acordare, nu sunt niște norme. Deci nu se mai dau prime și... Dar nu se face o reevaluare a celor... Cum se acordă aceste... Deci care a fost situația? Când s-au blocat acordarea primelor și sporurilor, s-au băgat toate primele și sporurile în salariu. În salariu. Și omul respectiv a rămas cu un salariu mare și... La fiecare discuție la care am avut-o cu colegii noștri și cu domnul, ne-a motivat că este lege și că nu se poate modifica aspectul ăsta. Și vă dați seama că se creează o situație tensionată. Două persoane lucrează la același birou și o persoană ia
un salariu mai mare timp de 3 ani făcând același lucru. Problema... Astea inițial s-au dat ca un stimulent, pentru că, să zicem, au făcut, au avut o conduită exemplară, au făcut niște fapte deosebite, dar ulterior n-a mai rămas stimulent, a rămas ca o... Dar cine hotărăște? Cine primește? Criterii. Deci, haideți ca să vă dau un exemplu. De, am lucrat și într-o în societate, că doar n-am lucrat numai la sindicat, am lucrat și în societate, da? Deci când s-a acordat o premă de merit sau un salariu, te propune, deci șeful propune consiliul de conducere. Așa, deci șeful locului de muncă propune după ce au o discuție cu grupul de lucru, pentru că toți lucrează, dar da, el acolo șef spune așa, pentru sectorul respectiv i-a alocat o sumă de, da? Acum vor fi propuși X, Y, Z, da? Așa, pentru că și-au adus aportul sau a făcut o productivitate mai mare sau, de exemplu, într-o societate comercială. Dar peste tot, propune așa. Șeful și aprobă, și aprobă cineva, da? Din comanda așa. Unității. După aceea, când vin din nou, sunt bani, să alocă iar pentru premii, șeful locului de muncă spune așa, băi, voi ați primit acum, ceilalți au muncit tot la fel, nu mai luați. Deci, într-un fel, să ajunge la o echitate, să împart banii aia, nu ia aceeași persoană. Că guvernanții noștri au băgat asta în lege și nu mai poți să modifici. Care au prins, au prins. E o chestie... Păi da, cum, dar ăla rămâne chiar dacă... Pe viață. Asta e ceva anormal. Adică noi suntem țara tuturor posibilități. Ce vă mai surprinde? Da, nu ne mai surprinde nimic. Discuții purtate cu șeful inspectoratului de poliție al județului Vrancea. După toate aceste nemulțumiri ale voastre, v-a chemat la o discuție ca între șef subaltern, mai ales că voi sunteți reprezentanții polițiștilor. Ați purtat discuții pentru că, din câte am înțeles eu, vreți să protestați. Nu știu dacă veți protesta de la 1 martie, cu siguranță nu se va întâmpla lucrul ăsta. Poate că veți primi banii până la sfârșitul lunii februarie. Și vreau să știu ce reclamații ai primit în ultima perioadă la tine, la sindicat, venite din partea colegilor. Ce solicitări, ce spun, câți încearcă să se retragă de la Inspectoratul de Poliție al județului Vrancea, care sunt necesitățile lor, cum vă descurcați la birourile din Inspectoratul de Poliție, pentru că știu că lipseau acele materiale de papetărie. Știu că totul se cumpăra, știu că și combustibilul se punea din bani proprii. Da, care mai este situația? Avem probleme cu birotica, avem calculatoare învechite și asta afectează munca. Că dacă stai cu un, nici nu știu, 400 ceva sub Pentium, nu știu cum se cheamă ăla, sub 400 și se blochează, merge greu, deci mai sunt calculatoare vechi, antici și de demult, care pur și simplu sunt depășite. Deci... N-ai echipament de protecție. Sunt anumite servicii, cum sunt cei care lucrează în stradă, trebuie să aibă echipamentele astea de protecție. Ne-au dat geci de protecție alea verzi cu reflectorizant de primăvară. Nu poți să stai iarna cu geacă de primăvară. Nici nu poți să stai fără, pentru că ești pe stradă. Vedeți că sunt obligatorii. Am văzut că ți-au fost accidentați colegii tăi. Sunt obligatorii până și cei care mătură strada poartă așa ceva. Deci, în momentul în care vi s-a dat un răspuns din partea ministerului, cum au justificat faptul că nu veți primi aceste sume? Ce v-au spus? Nu aveți nevoie de echipament? Deci, sau banii se vor duce în altă direcție? Ce v-au spus? Fiecare inspectorat e ordonator de credit, are un buget și trebuie să se încadreze în el. Acum, cred că nici șeful inspectoratului, dacă are banii respectiv, nu poate să-i întindă, să-i... De unde are, în parte, mai repară o mașină, mai... Că sunt probleme multe, cheltuieli, curent, chirie, ce mai plătesc, căldură. Cu bani puțin nu poți să faci multe lucruri. Noi am solicitat să primească fiecare lucrător acest echipament. Din păcate, a rămas cu solicitarea. Problema nu, este că... Vi se pare normal ca colegii noștri, într-o țară... Colegii care... noștri, dar ce vă mai mire, în discuțiile purtate, ne-au spus că s-au adresat și ei și au solicitat bani pentru echipamente și că n-au primit. Vi se pare normal ca într-o țară din Uniunea Europeană, România,
polițistul să nu aibă echipamentul necesar pentru desfășurarea activității, pentru a ne proteja pe noi, cetățenii acestei țări, vi se pare normal ca un polițist să o ia la pas după infractor? Vi se pare normal ca acel polițist din nu știu ce cătun din Vrancea să ajungă să dea amendă la un biciclist? Domnul Răvoiu, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Nu mai este normal nimic. Așa, timp câteodată să spun că nici noi nu mai suntem normali. Din păcate, noi i-am învățat prost. Da. I-am învățat să venim cu bani de acasă, să ne cumpărăm noi echipamente reflectorizante, că nu poți să stai. Geaca aia are și un termen de viață. Deci i-au făcut eforturi ca să poată să-și desfășoare activitatea. Ei au făcut orice. Au pus benzină în mașină și au cumpărat și echipament. Și când vezi că problema e că nu se mai poate. Oamenii nu mai au bani. Nu știu cum să împartă banii de azi pe mâine. Ești un banc cu ei, știi? Așa. Și-au cumpărat echipamente și după aia a început. Văd că așa se descurcă. Hai să le mai tăiem și din salarii, știi? Și până la urmă le-a tăiat din salarii până când le-a tăiat tot, pe vremea așa. Fostului guvern din salarii. Și după aia, nu? Și când a văzut că a ajuns, le-a tăiat tot salariul și încă nu ziceau nimic, zic, bă, știi ceva? Hai să le spunem să mă aduc și de acasă. Nu? S-a întâmplat și pe ei. Dar vreau să știu dacă mai aveți norma aia de hrană. Pentru că voi mai și mâncați. Da, norma de hrană. Deci norma de hrană e, deci nu sunt probleme. Acele ore suplimentare, care mai e situația? Acel spor de antenă. E problemă. Sporuri, nu știu, s-au tăiat sporurile foarte multe stăiate. Sporuri. E problemă cu orele suplimentare pentru că, fiind efectivele mici, oricât ai vrea, nu reușești să ți le iei niciodată. Cel puțin la posturi, unde sunt 2-3 lucrători, ar însemna să rămână unul singur acolo, să lucreze ca să poată și ceilalți orbe suplimentare sau e complicat. Am înțeles că totuși la posturi vreți să faceți o colaborare. Mai exact să răspundă de acel post de poliție primarul din localitatea respectivă. Și mi se pare corect să răspundă primarul, pentru că acei bani din amenzi, din, eu știu, procese verbale, ce constatări faceți voi, se duce către Consiliul Local din zona respectivă și normal că acel primar, cum are grijă de cadrele didactice, să aibă grijă și de polițistul din comună, de medicul din comună. A fost o idee a șefului Poliției României. A zis că dorește să se discute pe legislație, să se facă o propunere legislativă cum au primările grijă de dispensar, spital, să aibă grijă și de postul de poliție, ce înseamnă reparații pentru igienizare și alte cheltuieli. Iarna trebuie încălzit postul. Lemne. Dar eu mă întreb unde sunt tineri ăștia polițiști care au tot ieșit de pe băncile școlii. Știu, mulți au fost în șomaj anul trecut, acum 2 ani, dar nici în șomaj n-au fost. Știți, când ești tânăr, vezi altfel lucrurile. Nici poate nu ai curajul să-ți exprimi, fiind la început de carieră, să-ți exprimi nemulțumirile. Probabil și banii ți se par mai mulți când vii din școală, n-ai avut niciun salariu și chiar dacă este mic, ți se pare o sumă așa deosebită. Au fost încadrați la Focșani acești polițiști sau au fost trimiși pe la comune prin localitățile din Vrancea? Unde a fost necesar. Au fost și la Focșani și la comune. Peste tot unde erau locuri disponibile. Domnul Răvoiu, cam ce sume ar trebui să mai primească înapoi bugetarii? Haideți ca să nu ne referim doar la polițiști. Bugetarii ce le s-a dat înapoi nu acoperă nici inflația. Deci ei spun că au retrăgit salariile, dar dacă o luăm așa, nu acoperă nici inflația. Mai mult acum, prin creșterea tuturor utilităților astea, că e impozite, că e energie, gazii și așa mai departe, deci ar trebui să facă creșteri de salarii. Nu a zis că s-a întregit sau cresc pensiile cu 4% și ia 4% să nu mi-a acoperit nici inflația. Asta era legii cu creșterea pensiilor. Nu vedeți? Și cu ei reactualizează impozitul la apartament, de exemplu, cu 16,2%, așa,
și mi-a salariul nu mi l-a reactualizat. Normal ar trebui, dacă tu 3 ani de zile spui că nu ai reactualizat cu inflația și ai constatat că trebuie să ai o creștere la impozite cu 16,2%, hai să facem un calcul și mă duc și cu salariul. Deci nu se poate așa ceva. Deci lor nu le-a dat absolut nimica. Înțelegeți? Și tot să laudă că s-ar întregi salariile, deci trebuie să facă și o creștere salarială. Văd că toți spun că vom face, că, dar astea sunt vorbe. Înțelegeți dumneavoastră? Deci ceilalți care au fost înainte au refuzat dialogul, ăștia au venit acum, ne cheamă la dialog, discutăm, dar rămâne cum am stabilit. Înțelegeți? Tot ceea ce vor fac și dânsi la fel. Deci nu-i nicio diferență din ce a fost guvernul Boc și cu guvernul Ponta. Înțelegeți? Au venit cu promisiuni, deci noi și ceea ce discutam și cu ai mei colegi, anul trecut în februarie s-a încheiat un protocol între sindicate și cu USL-ul, că vom veni la guvernare și va curge numai lapte și miere, vom modifica toată legislația adoptată prin asumare de guvernul Boc și vom face, reîntregim salariile, creștem pensiile și așa singura mai departe. Singura diferență e că participă la dialog social, dar nu ne încălzește cu nimic. Vin și vorbesc cu noi, ne promit, facem și aia n-au făcut, și nu fac nimic. Am pus problema asta și la dialog social. Acum urmează să dăm și noi materiale, să facem ședinții dialog social pe segmente. Deci, nemulțumirile noastre. Care sunt? Hai să vedem pe modificarea legilor. 62. De ce trebuie modificat? Ce trebuie făcut? Pe salariul minim pe economie. Păi la salariul minim pe economie, haideți să vă spun așa. A fost chemat la Ministerul Finanțelor, da? Reprezentanții Confederațiilor Sindicale cu patronatele și guvernul. Da? S-au așezat la masă și cu fondul monetar, inclusiv. Hai să discutăm pe creșterea salariului minim pe economie. Așa. Am discutat, domnule, trebuie să facem undeva la 1000 de lei. Că nu se poate. Deci cresc tot, inflații și așa mai departe, cu calcule, pe hârtii. Problema a fost așa. N-avem ce discuta, totul este hotărât, bătut un cui. La ce l-ai mai chemat la dialog? Dacă tu m-ai pus în fața faptului împlinit. De la 750 nu se poate crește. Ne plângeam de lipsa dialogului social. Acum dialogul social există, rezultatele zero. Da. Zi-mi și mie, cât are un agent de ăsta încadrat acum, un tânăr polițist? 12-13 milioane. Doar voi, în condițiile în care nu li se dau bani pe haine, nu au combustibil, nu mai au acele sporuri, acei bani pentru sporurile respective, îți mai arde să te tragi de gât cu infractorul? Să-l mai alergi pe infractor? Vedeți dumneavoastră, peste tot... Îți mai arde să-ți riști pielea? Peste tot, să spune. Vedeți că sunt atâtea probleme. Discutam și colegii din țară, la fiecare inspectorat cu modificările astea salariale, cu trecerea de la reduceri la creșteri, peste tot în țară a fost câte o probleme. Ba la personalul contractual, nu le-au mai dat nu știu ce gradație care afectează la pensie. Ba la altă categorie de salariați nu s-a emis o dispoziție de către contabilul șef sau de nu știu cine și îl afectează la salariu. Peste tot felul de greșeli și nereguli pentru care noi trebuie să deschidem procese în instanță și să ne chinuim și să stea omul 2-3 ani și să aștepte să-și recupereze banii din urmă pe care se vor da și ăștia în perioada tot până în 2016 eșalonat, pentru că noi am cerut ca acei bani să se dea acum, toți odată. Deci i-am cerut expres guvernului Ponta, domnule, faceți ceva și acești bani care i-a reeșalonat guvernul Boc pentru că ați venit la guvernare, faceți. Nu, a lăsat tot la fel. V-am spus, mergem pe aceeași linie. Și apropo de, spuneți, cum 1000 și ceva, 1200, 1300 salariul lor, da? De aia, vedeți în țară ceea ce se întâmplă. Deci, polițiști mână-mână cu infractori. De ce? Păi asta zic, de polițiști lipsă... corupți, de polițiști care primesc mită, de polițiști care... Ați văzut câte crime se întâmplă, da? De ce? Acum ți-e frică să mai... Ați văzut că au fost săptămâna trecută oamenii în stradă... solidar cu profesora, dar și la școală ai ajuns să vină
un individ oarecare să te bată... N-ați văzut copilul ăla omului ieri în ca profesor să te bată în clasă. Și infractorii simt lipsa de autoritate. Autoritate care a fost permanent știrbită. Știrbită, pe dar nu înțeleg. Infractorul se trage de bârnescu polițistul acum. Asta vedem la televizor. Inclusiv prin declarații ale șefilor poliției române care... V-au discreditat. Care ne-au discreditat și n-am auzit să fie sancționați. Sau sancționați numai polițiștii. Nu, aici și este. Șef, și lipsă de persoană. Nimic așa pe undeva. Eu n-am auzit de șef de ai voștri care să fie sancționați sau care să fie cercetați. Totul se face așa, în umbră și din umbră. Știți de ce? Toți șefii a tuturor instituțiilor sunt puși politic, domnule. Noi chiar dacă am stricat sușii tare, domnule, lăsați politicul, scoateți-l din armată, din poliție, din învățământ, toate, din sănătate, lăsați deoparte politicul. Cipriane, zi-mi și mie, care sunt cele mai afectate servicii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție din cauza lipsei fondurilor? Pentru că avem criminalistică, avem judiciar, avem economic, avem... Cred că toate în egală măsură, dar problemele cele mai mari cred că sunt la posturi. Pentru că există și distanța. Păi, din discuțiile purtate cu colegii, erau localități în țară unde polițistul trebuia să vină să alimenteze într-un oraș și cât făcea pe drum era benzina pe care o punea. Benzina. Nu puteau să găsească o posibilitate să alimenteze acolo în localitatea aia. Chiar e așa greu? Poate vă cumpără biciclete. Vine acum sezonul cal, biciclete, cai. Nu, n-ar fi o problemă cu cai. Cai, l-am văzut în alte... cu calul, exact, da. Ce? Prin infractorul mai repede. Nu mai au altceva de făcut decât să împingă la mașini în următoarea perioadă, în cel mai scurt timp, cu siguranță. Acum vreo 10 ani erau și cai la posturi, nu știu dacă s-au vândut sau ce s-au făcut. Au îmbătrânit cai. 10 km cât aveți voie să parcurgeți voi într-o zi de muncă. Ne întoarcem la car și căruță, nu e nicio problemă. Ce le transmiți colegilor tăi? Pentru că foarte mulți polițiști așteaptă un răspuns din partea sindicaliștilor, pentru că sunteți singurii care îi mai sprijiniți în toate aceste acțiuni. Din acest motiv te-am invitat și pe tine și pe domnul Răvoiu, pentru că de fiecare dată când sunt probleme, chemăm sindicaliștii ca să nu se mai spună că nu fac nimic sindicaliștii și... ca să nu auzi mâine, poi mâine, că vor să vă desființeze cum voiau cei din vechea guvernare. Militarizarea. Ne întoarcem la Uniunea Sovietică. Păi ce să le transmit? Să fie uniți și să lupte împreună. Deci, e singura șansă de câștig. Problema este, în primul rând, la, cum să spun solidaritate. Eu, solidaritate și omul trebuie să conștientizeze că el trebuie să participe efectiv la a obține ceva. A obține dreptul lui. Nu îl obține liderul de sindicat. Liderul de sindicat participă la negocieri și asta. Problema este în felul următor. Chiar și sus. Toți spun ce fac cei de sus de la Confederație. Dom'le, am avut discuții în discuții sus. Da? Toți de la toate confederațiile am avut discuții și pe modificarea legislației, și pe buget, și pe salariu minim, pe economie. Deci dacă le-ați avut degeaba, am avut discuții chiar cu cei de la Fondul Monetar. Am sesizat inclusiv Organizația Internațională a Muncii, care a participat la o întâlnire cu cei de la fond, cu noi, cu patronatele, cu guvernul. Înțelegeți? Toți. A fost o masă rotundă în care au venit 3 reprezentanți de la Organizația Internațională a Muncii și a spus așa, trebuie să intrăm în, și România, fiind parte a Uniunii Europene, trebuie să încadreze în normele și în legislația muncii internaționale. Nu putem să facem noi o diferență. Cu toate că mulți spun, în țara mea fac ce vreau. Nu, dumneavoastră, trebuie să ne adaptăm și noi. Dacă vrem să ajungem undeva sus, trebuie să adoptăm și noi ceea ce este afară, nu? Ciprian, niște standarde de afară. Aveți un răspuns din partea celor de la minister? Aveți o dată limită la care veți primi un răspuns dacă vi se dau sau nu acești bani? Data limită 31 martie, până la care au promis că o să primim bani. Păi acum bun, dar voi ați zis că la 1 martie declanșați protestul. Noi așteptăm alte discuții și eventual în cursul lunii martie e posibil să declanșăm și proteste. Când au loc următoarele discuții? Cu ministrul? Cu Stroie? Eu știu, cu care din ei? Nu s-a stabilit odată, exact. Nu s-a stabilit. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Ce să le spun polițiștilor? Cam asta este situația.
Deci nu numai, ei sunt, nu numai ei sunt în situația asta. Toți salariații, toți membrii noștri de sindicat sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Și i-am rugat, chiar am avut și ședință cu ei, așa, le-am spus ceea ce se întâmplă sus, pentru că este tot un dialog al surselor, nu este mare diferență, și să se pregătească că dacă nu vor fi de acord cu noi, trebuie să facem un plan de acțiuni imediat, de la 1 martie, nu numai ei, probabil că toată mișcarea sindicală va recurge la acțiuni. Pentru că nu se poate așa ceva. Una promit și alta faci. Numai presiunea maselor poate, da, să-i numai presiunea. De aia am spus, omul trebuie să conștientizeze că trebuie să participe și el la ceea ce cere. Dar colegii tăi sunt dispuși? Cred că colegii mei sunt un pic dezamăgiți de rezultate. Cumva este teama, Ciprian? Este teama de a nu fi văzuți, de a nu fi dați afară, de a nu li se... A fost o perioadă când se făceau liste cu cine merge la meeting-uri. Știu dar și acele liste. Nu știu, să ne ascundem în spatele fricii, nu cred că e... Oamenii sunt dezamăgiți și merg pe ideea că dacă mă duc la meeting, ce rezolv? Și așa nu se rezolvă nimic. Și e păcat, pentru că numai așa poți să rezolvi, încercând. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă mai aștept la social media, domnilor și domnilor, sunt Maria Laniță, ne revedem foarte curând la social media, sper cu informații proaspete și sper ca ai noștri guvernanți să se țină de promisiunile făcute în perioada campaniei electorale și nu numai. Vă mulțumesc încă o dată, la revedere!